Mai multe informații despre acest caz are colega mea Iulia Stanciu. Iulia, te urmărim. Turiștii, într-adevăr, au alertat salvamarii care au venit repede la fața locului. Oamenii au sunat și la 112 și un echipaj de la ambulanță a resuscitat-o pe femeie, însă fără rezultat. Așadar, salvamarii din Mamaia spun că este vorba despre o femeie de aproximativ 25 de ani care a fost găsită chiar la malul apei. De precizat că în acest moment pe litoral vântul suflă cu putere, cu peste 50 de km pe oră. Marea este agitată încă de luni și tot de atunci este arborat stadiul roșu. La fața locului au ajuns și polițiștii care trebuie să stabilească ce s-a întâmplat. Este posibil ca tânăra să se fi înnecat în mare, iar valurile puternice să fie adus la mal. Atât de salvamării, cât și turiștii spun că pe plajă nu s-au găsit deocamdată alte obiecte care să fie aparținute victimei, ne referim aici la obiecte personale, cum ar fi geantă, haine sau prosop de baie. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu exactitate, dar este luată în calcul varianta ca tânăra să se fi înnecat în mare. Iulia, mulțumesc!